În cea de-a doua partidă din play-out, Avântul Reghin se deplasează la Urban Titu. Meciul este programat pentru vineri 25 aprilie de la ora 17. Antrenorul Andrei Enedi este hotărât să se întoarcă cu o victorie care este posibilă în opinia sa, dacă jucătorii vor reuși să fructifice situațiile de gol. Nu va fi însă ușor, pentru că lotul nu poate beneficia de prezența unuia dintre veterani, Florin Truța, care s-a accidentat și suferă de dureri costale. Echipa de Liga a 3-a, Avântul Reghin, se află în fața celei de-a doua confruntări din play-out. Vineri, 25 aprilie, se deplasează în județul Dâmbovița la Urban Titu. Tehnicianul Andrei Enedi a declarat pentru Da Reghin TV că lotul merge la victorie și va putea aduce acasă cele 3 puncte puse în joc dacă elevii săi vor concretiza șansele care apar prin situațiile de gol ce pot fi relativ ușor create. Nu va fi însă o confruntare ușoară dacă ținem cont că echipa a pierdut recent 2 dintre jucătorii de bază, care au renunțat deocamdată la fotbal în favoarea străinătății. Totodată, unul dintre veterani, Florin Truța, s-a accidentat și suferă de dureri costale. Acești factori îl vor determina să ruleze în teren mai mulți jucători, mai spune tehnicianul. Partida cu Urban Titu este programată pentru ora 17. În campionat, echipa din Reghin a încheiat pe locul 8, iar în sistemul play-out a rămas să se confrunte cu 4 echipe, după ce Civitas Făgăraș s-a retras.